Am făcut câteva vizionări cu ei. Este o echipă care se mobilizează foarte bine pe teren propriu. Sala îi ajută foarte mult. Și cred eu că în vederea îndeplinirii obiectivului nu ne mai putem permite niciun pas greșit. Ar trebui să fim foarte atenți pentru a obține cele două puncte. Extrema dreaptă a Universității Constantin Brădățan este de aceeași părere. Este un meci care trebuie câștigat în vederea îndeplinirii obiectivului. Un meci pe care trebuie să-l tratăm cu seriozitate. Importante sunt cele două puncte. Nici Florin Dospinescu nu consideră jocul de la Brașov câștigat dinainte. Sper să venim cu două puncte acasă, pentru că etapa trecută am pierdut două puncte cu Steaua. Acum nu trebuie să ne gândim că sunt pe ultimul loc, deoarece se pot întâmpla multe surprize. Romclii Brașov a pierdut în ultima etapă în deplasare cu Universitatea Cluj, scor 36-29.